Muzeul Regiunii Porților de Fier și Sindicatul Pensionarilor au organizat un atelier de creație. Mărțișoarele s-au născut din mânuțele iscusite ale copiilor de clasa 1 de la Școala Generală numărul 6. Această zi minunată de început de primăvară ne-a dus în cadrul clubului nostru copiii de la Școala Generală numărul 6 și reprezentanții muzeului la această acțiune Mărțișorul. Încercăm să arătăm copiilor că mărțișorul este un simbol, nu numai al primăverii, un simbol al purității, al curajului, al venirii primăverii, dar în același timp de a pune la oaltă bunicii și copiii. Alături de bunici, prichindei au confecționat din hârtie și alte felicitări pe care le vor înmâna mămicilor de 1 martie. Avem și o fetiță care poartă o pălărie cu mărțișoare și am intitulat-o Luna Mărțișorului, de unde le vom desprinde și le vom împărți la bunicuțe. Am făcut mărțișoarele și le-am prins pe pălăriuță. Ce vei face cu ele? Le voi da la bunici. Cu ce ai făcut tu felicitarea? Cu floricele, cu șteluțe, cu sclipici. Eu o să-i dau felicitarea mamei mele. Și ce mesaj îi vei transmite mamei tale odată cu felicitarea? Ce îi vei spune? Îi vă spune că o iubesc. În trecut, mărțișorul era confecționat de către mame. Acestea adăugau la șnurul bicolor făcut din fire de lână câte o monedă de argint sau chiar din aur. Legau mărțișorul la mânuța copiilor înainte de răsăritul soarelui pe 1 martie pentru a le aduce noroc.